Sau și bine v-am găsit la un episod din GTA Online, suntem împreună cu pisica. Bună! Remus! Salut! Și Mihai! Salut! Și astăzi avem ceva foarte special pentru voi, pentru că am intrat în 2020. Bine ați venit! Vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre anul ăsta minunat, pentru că... E super! Vă place, da? Da! Ei, a venit anul 2020, au venit și hainele mele vechi de plajă. Bă, ca pe vremuri, ca pe vremuri, da? Deci vreau să văd câte like-uri strângem la primul episod de GTA din serie din anul 2020. Câte like-uri strângem? Ia să spuneți voi. A? 33.000 de like-uri. Wow! Oh, stai că... Mamă, 41.000. 41.000 de like-uri. Ia să vedem. Mihai, ce părere ai? 41.001. 41.001! Mamă, hai să vedem dacă reușim să strângem atât de multe like-uri pentru primul episod de GTA din 2020. Și vom merge, eu am aici o mașină nouă, vom merge să o tunăm și după asta va trebui stai, să ne... că și eu sunt de mult în 2020. Și tu da, ești... Mamă, cu mașini zburătoare, bă! Băi, normal! Bă, Maximilian, credeam că în 2020 vom avea mașini zburătoare, nu pe tine în acest. Bă, deci eu în 2020 am aceeași ținută din... de când am început canalul pe GTA. Este ținuta Maximilian, da? Deci te rog frumos. Nu ai ce să comentez la această ținută, este ținuta mea obișnuită și clasică. Dar vreau să vă zic o chestie, deci înainte să pornim episodul vreau să vă anunț faptul că în episodul de astăzi o să mergem și o să ne infiltrăm în clădirea de la FIB. Wow! Wow! În timp ce ăia sunt acolo și lucrează și va trebui să ne îmbrăcăm. Tare 2020. Deci, bă, deci fiți atenți, va trebui să ne îmbrăcăm și să ne costumăm la fel ca un agent FIB. Dar nu știu dacă o să reușim toți. Că nu știu dacă... Nu știu dacă o să ne dea la toți haine, habar n-am, vedem. Nu știu dacă ne încap hainele, e? Nu știu dacă ne încap hainele, că după Revelion și asta vă dați și voi seama că am mâncat un piculeț mai mult și... Am băgat sarmale, am băgat de toate și... Acum ce să mai, nu prea mai încăpem în hainele de așa, dar să vedem dacă o să reușim. Hai să tunești și o mașina asta repejor, repejor. Bă, arată super bestială mașina asta, nu știu dacă ați văzut-o. Dar mi se pare super, super mișto. Ia să vedem, noi punem niște neoane, color, îi dăm aici color pe roșu. Nu știu ce culoare să o fac, parcă roșie merge bine. O să vedem niște livery-uri. Niște livery-uri de curse, așa parcă ar merge. Arată destul de... destul de drăguț. Asta îmi place. Cred că pe aia o să o las, fiți atenți că asta o las. Racing. Mamă, cum arată nebunia asta de mașină. Îi dăm pe black aici, uite așa fain frumos. Respray-ul, hai să vedem ce culoare o facem. Bă, ce culoare să o fac, mă frate, că nu știu. Fă și tu un lime, un verde. Bă, lime-ul ăla nu mi l-a dat nici acum, voi vă dați seama. Mi-am făcut interiorul roșu, e mamă. Mamă. Băi, o fac un frost white cu culoarea asta și cu pe mijloc. Ia să văd cum. Ce culoare. Ia să văd. Ia să văd dacă pot să... Ce culoare să fac pe asta pe mijloc. Da, mă, vreau și eu verdele ăla. Pă bune. Și eu vreau. Da. Dar nu am. Nu e verdele de cru, verdele ăla pe care vreau e un piculeț mai șmecher, oarecum. E lime green, lime green e, dar nu pot să-mi-l iau. Are mașină de gold. Și vreau, vreau lights, fiți atenți, neon, keys neon color. Și lights-urile vor fi verzui. Mamă ce mișto mi se pare că mi-ai ieșit. Roll cage. Mamă ce urât s-o face cu roll cage, wow, nu vreau. Deci poți să spui roll cage și s-o face complet oribilă. Nu, o să-mi pun praguri de-astea negre. Spoiler pe spate, vreau unul de la baban. Uite așa, perfect. Suspensia o lăsăm în jos. Transmisia o facem full upgrade. Turbo, îi băgăm turbo. Wheels-urile le las și... Ia să-mi spuneți voi ce părere aveți. Stai că mă duc să-mi repar mașina. Bă, mi-ai scăriat în fața mea. Bă! Bă! Mă, frate! Mamă, ce drăguță e! Vă place? Știi ce mașină e? Știi ce mașină e? Un Lotus. E un Lotus, nu? Da, și i-a zis că e Ocelot. Îți place pisica cum arată? Aoleu, Remus, e zbun. Ia-o, te-l ia! Pisică! Mi-a furat mașina aici. Vreau să testez. Dar stai să văd cum se descurcă la Hai, că am avut și o mașină dacă... Am avut și o mașină dacă e... Mamă, ce puternică e mașina asta! Bă, dați, dă-te jos, dă-te jos acum, hai! Mamă, chiar e ca lumea! Bă, mamă, ușa mea! A fost prea tare, jur! Bă, voi vedeți ce-mi fac? Voi vedeți ce-mi fac ei acum? Observați, da?
Da, am testat rezistența lui. Da, asta era, testam rezistența, da? Portierul a rezistat. Bă, dacă ați ajuns pe aici la episod și n-ați apăsat încă pe butonașul de like, hai să o facem cu toții, vom număra până la 5 și la 5 să apăsăm cu toții pe butonul de like. Hai să vedem. Sunteți pregătiți cu numărătoarea? Ia să vedem. Da. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Like! Apăsați like-ul! Bine! Bun, hai să facem misiunea aia cu FIB-ul acum. O să merg să o dau de aici, din, de la Heist, de la Arcade. Recent toate misiunile le dau la Arcade, asta e pentru că e din update-ul nou. Scuze! E bine că m-ai aruncat direct înăuntru, în garaj. Da, deci, a trecut pe lângă mine, m-a aruncat direct în bula aia de te teleportează în garaj și am intrat direct în garaj. Deci am ieșit bine până la urmă, nu e problema. Da, că fac parcare acum. O, domnilor detectivi, dar la costum așa, am înțeles, dar nu cu toporul ăla, că o agenție FIB n-au topoare, adică... Ia, nu știu de unde. Un stilou de ăla, semen cu John Wick. Mamă! Hai că am înțeles. Deci fiți atenți, ne-am luat costume de FIB și acum o să trebuiască să facem rost de o legitimație de FIB ca să ne strecurăm în clădire mai întâi. Deci trebuie să mergem undeva și să găsim un agent care nu, care, nu știu, să plimbă pe stradă, abar n-am ce face. Să facem rost de legitimația de la el și pe aia să intrăm în clădirea de la FIB și să furăm de acolo ceva. Deci o să fie o nebunie așa. Da. Hai că îmi place, îmi place. Ți-a plăcut, da? Du-te la o poartă că trec! Alo! Doamne, nu știu ce faceți voi pe acolo, că eu zbor. Bă, las, să nu zbor direct la ei, pentru că s-ar putea, să, s-ar putea să-i activezi. Că știi care-i faza? Trebuie să fie o misiune stealthică și da, mi-e cam frică așa curăm. Da, 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 știu, știu. Mie nu-mi place, mi-mi place călăgia. De fiecare dată când am luat, când, am luat o misiune asta stealthy, cine a activat alarma de fiecare dată? Păi din greșeală. Păi da, știu, dar... Cică, hai că facem o misiune stealthy, hai să nu scoatem zgomot și bo! Se dezgărca arma, lol. Da, mă, frate, știu. Așa sigur. Stai așa, că m-a răsturnat cineva, nu știu ce m-a răsturnat, că eram first person. Mihai, că... Aiu, da? Aiu, Mihai. Aiu, Mihai, da, am zis. Bun, deci fiți atenți, undeva pe aici este zona, hai să vedem ce fac ăștia. Uite, pe aici. Unde că nu-i văd? Uite aici, bunicule. A, uite, fii atent că au mașini salvare și poliție și... Ia, stai, dați-vă jos aici. Ia. Ia să vedem. Sunt corupți. Take out. A, și fiți atenți, plantează evidență de aia ca să înșceneze pe cineva. Hai să-mi iau armă cu amortizor. Ia, puneți-vă jos la... la... De aici, hop. Uite așa. Vrei să le dau? Nu le dau încă, nu le dau încă. Stai. Puneți-vă armă cu amortizor. Nu m-a auzit pe mine. Auzit dar pe nu m-a văzut. Eram în crouch. Avem și noi un flashbang ceva. Ți-ai dori? Un C4, mamă, în mijlocul lor. Nu le-a dat C4. Hai pe ei. Săriți pe ei. Bine, băieții! Ce vorbesc, nu pot să trag. Bine, băieții! Frumos! Ia, dă să iau eu cardul. Stați așa că iau eu cardul. Bă, care a dat cu de la că murim? Eu! Că am dat să miroasă frumos! Da! De-aia murim! Mi-a dat să miroasă frumos, băie! Dar unde-i cardul? Mi-am luat eu legitimația, eu am luat-o. Hai! Și... Da, trebuie să luați fiecare dintre voi, cred. Bun, hai să mergem acum la FIB acolo și să încercăm să ne infiltrăm. Ideea că s-ar putea să ne prindă. Că... Sper na. Că nu. Îți dai seama că nu o să stau să mă prindă, dar s-ar putea să nu putem să ne infiltrăm silențios. De asta mă refer. Da, rămâne de văzut. Ia să vedem. Parcați, așa vin agenții la muncă cu mașini de-astea, da. Așa, adică... Ne permitem la salariul ăsta. Păi, la salariul de FIB nu crești și eu. Bă, mergeți încetişor. Suntem de-a lor. În cazul în care se întâmplă ceva, scoateți armele și rupem, da? Că noi trebuie să ajungem sus și să furăm ceva de la ei. Dar, uitați-vă pe hartă, ca de obicei, o să aibă conurile de viziune. Ok. Și trebuie să ne uităm după conurile de viziune, să avem mare, mare grijă. Deci ușor. Facem trenulețul. De FIB agents will become alerted if you stay in their cone's vision for too long. Da. Okay. Deci veniți pe aici, pe partea asta. Ok. Și pe asta pe aici, pe aici. Și pe asta pe aici. Hello. Doar mergeți. Nu vă opriți. Mișto. Gata, acum ne vede nimeni. Suntem de-a voștri, băieți. Suntem de aici, de la FIB, aici lucrăm. În fiecare zi mi-au cafeaua de aici. Intrați în lift. Opa. Gata. Ta-na.
Aoleo, n-am terminat, uitați-vă ce e pe hartă. Mamă, hai că nu e așa greu. Hai că nu e așa greu. Vreau să te duc în față, te rog. Ia uite, pe aici îți arăt eu. Mamă, mi-e frică. Ce Remus? Pe aici. Aoleu. Trebuie să folosim aplicația de pe telefon. Aplicația de pe telefon, da. Nu are importanță, dar... Vedeți aici? Sunt unii. Ok. E bine în direcția asta, E ciudat că mergem în sincron. Mergem așa. Mergeți repede pe lângă asta, treceți repede pe lângă asta. Eu trebuie să la server aici ce face. Da, e amuzant că noi mergem într-un fel... ne-am blocat aici. Iuzus aici. Păi nu putem să trecem. Trebuie să vedem unde e semnalul cel mai mare. Păi da, dar semnalul cel mai mare ar fi fost în zona... Ia stai, hai să ieșim de aici. Stai că vine un polițist. Da, ce faceți, frate? Nu, ăla nu poate să treacă, e perete aici în stânga. Ok, hai. Treceți repede pe lângă ăsta, repede. Nu trebuie repede, să nu te vadă. Zice că dacă... Aoleu! Ce? Cam în fața lui. Îmi place, noi ne învârtim pe aici. Bă, știți unde? Uitați-vă pe hartă. Drept înainte, fiți atenți, drept înainte pe aici. Pe aici, pe ușa asta, Uite așa. Așa. Asta e. Să traversăm holul, nu? Mhm. Da. Înapoi! Omul ăla ce o zice? Bă, ăsta vine încoace, cred că! Nu. Stai, s-a oprit, o să o ia invers. Nu, de lângă el! Hai, are dreptate. Fugiți. S-a întors. Aaa, vine după noi acum! Nu mai fugiți. Să mai zici de mine, Max. Nu mai fugiți. Nu pe aici. Veniți încoace, veniți unde sunt eu. Dacă vine încoace... Ba, am băgat aici într-o cameră. Ba, vine pe mine ăsta! Ba, nu. Suntem în regulă. Privim floarea. Privim această plantă. Gata, mă, ăsta patrulează pe aici. Am văzut. Ok, e bun semnalul încoace. Nu e. Nu? În cealaltă parte. E încolo. Uite pe aici. Că pie mai intensiv. Aoleu, vedeți că e în față? Doi în față. Nu-i problemă. Aici, uite că l-am găsit. Văd. Am luat briefcase-ul, Cum stă asta? L-am luat, aveți grijă să nu-i alertați. Hai să mergem la ăla, la lift. Haideți. Vezi că vine ăla. Aoleu! Cine vine? L-am văzut. Stai că noi stăm aici, nu-i problemă. Stai, vreau să văd planta asta, ce mișto e, wow. Mamă. Hai pisica, îți deschid ușa sau? Ce frumoasă este această planta. Ce? Cine a făcut asta? Nu știu! Oh my god! Mamă, suntem într-o clădire plină de agenți, nu știu cum să vă zic, dar nu e bine, hai să fugim. O să mor toți. Luați-vă snack-uri, ceva. Da, armura, ai dreptate. Inventory, body armor. Da, yes. Mamă, tu știi că avem 3 stele instant. Hai de cap. Da, cum, frate? Nu știu, deci chiar nu știu. Deci nu aveam pe nimeni lângă mine, de unde? Nu, eu eram la... Hai de cap. N-au armuri, deci e bine. Da, uitați-vă pe hartă și aveți grijă. Bă, mi-a scos din armură. Inventory, body armor, aveți grijă la armură. Deci puneți-vă armură de fiecare dată. Mă, trag la cap ăștia, să știți. Hai pe aici, jos. Hai. Nu mai bateți cu ei, că pierdem timpul. Inventory, mai bine direct cu... body armor. Puneți-vă armură mereu dacă... Haideți. Momentan am. Scoateți-vă minigun sau ceva, cred că. Da, adevărat. Salut, băieții! Ce mișto arată. Salut, băieții! Uuuu! Din Star Wars venim. Da, adevărat. Mamă, ce geamuri au ăștia. Mamă! Trebuie să scoți. Repede la mașini. Trebuie să scoți arma din mână. Lua, cu artificii, dă! Cu artificii! S-a mai rămas de la revenant, zi drept. Da, zi drept. Hai. Fugiți! Hai! Fugiți! Oooo, dă-i tare! Oh my god! Mamă, ce mișto a fost misiunea asta, nu te cred! A fost prea genială. Dar acum trebuie să scăpăm de poliție. Aoleu! Bă, vedeți că... Ah! Nu! Ce s-a întâmplat? Ne-au pus spike-uri la roți. Ah, lol. Aveți grijă! Bui mașina deodată. Da, ne-a pus spike-uri la roți. Și probabil și alte cele. Stați așa. Hai. Securoser. Hai, urcați. Stați. Abilities. Mai e un loc liber. Vehicles, buzzard. Buzzard. Ce ziceți, mă? Uite-l în spate. Veniți încoace repede. Inventory. Dă-te pisica. Veniți încoace repede. Toată lumea să sori. Îmi trage în geam. Urcați-vă repede că mă. Hai, caracterule, pe bune. Pisica, te urci.
Pizza că alerg în gol. Hai. Aoleu! Hai. Aoleu! Trage-ne. Am vrut să trag în el, dar problema știi care e? Dacă era prea aproape și ne omoram, ne omoram și pe noi. Wow, frate, hai să fugim repede. E nașpa că în misiune nu poți să-ți dai Lester, nu poți să-ți dai nimic, nu poți să scapi efectiv dacă... Trebuie să scapi pe bune. Trebuie să scapi pe bune, da, exact, și cam... Na, ce pot să zic? Cam booster. Ziceți voi că n-a fost blană misiunea asta, adică chiar a fost una dintre cele mai șmechere. Bă, dacă ieșeam la fel de ușor, era chiar suspect. Dar eu nu înțeleg, deci eu crezi că s-a pus intenționat de misiune chestia asta? Posibil. Păi eu eram într-o cameră unde nu era nimeni și nu aveam niciun compromis. Probabil că da, și noi eram la plantă, nu era nimeni la plantă. Eram la ușă, era distanță mare oricum. Da, uitați-vă. Oricum dacă deci, e ceva, ne uităm pe episod. Da, uitați-vă pe episod. Eu nu eram lângă niciun de ăsta, deci... Eu eram într-o cameră goală. De misiunea asta de joc. Posibil să fi fost făcut de misiune și gen dacă ieșeam mai rapid. Da, cred că dacă ieșeam mai rapid, scăpam. Gen, sau nu, ne lua poliția, dar eram afară, eram plecați de mult. Poate. Dar noi am respectat aceleași reguli pe care ni le-au fost impuse de la început, adică, bă, nu, să nu te vadă nimeni, știi? Deliver to arcade, deliver to arcade. Ulei, ai pușcărie aici! Dacă treci pe deasupra, știi ce se întâmplă. Știu. 5 steluțe cadou. Oare așa e și în viața reală, 10 steluțe? Nu, nu știu, da. Cred că n-ai voie să zbori cu elicopterul pe deasupra unei pușcării, că se consideră că te duci să salvezi un deținut. Da. În momentul în care te apropii de ei, e ca un radar și primești avertizare la turnul de control că se schimbi traseul, că n-ai voie să zbori pe deasupra. Mamă, tu îți dai seama, chestia asta gen e ciudată rău de tot, adică faptul că n-au oarecare securitate pe deasupra. Au garduri înalte, dar dacă vine cineva cu elicopter, bine, trag în el, bănuiesc, au... Trag în el, da. Au o grămadă de armament ăștia la pușcării, dar... Ți-e un elicopter de la blindat. Bă, n-au nu cred că au rocket launcher. Rachete nu au. Dacă ți-ai un elicopter blindat și ești la pușcării să salvezi pe cineva... Dar nu știu dacă există un... Elicopter blindat? Elicopter în viața reală blindat, atât de blindat că se rezistă la gloanțele. E Avenger, un GTA, dar în viața reală nu știu. În viața reală nu știu dacă... Tot nu suportă atâtea gloanțe, știi? Așa, hai că aterizăm acum, ața... Aoleu. Mamă, dar ce aterizare! Direct. Păi chiar că... am tras o linie de iarbă pe nas. Aoleu! Ia-o și zice Mihai acolo. E bună treaba, Mihai! Ne bucurăm pentru tine! Prea multă iarbă! Bun, am ajuns! Sunt verde la nas! Prepul este finalizat, misiunea a decurs aproape, ok. Perfect. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. În descriere aveți toate link-urile necesare și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!